La maternitatea Spitalului Municipal din Câmpul Lung, în luna decembrie anului trecut, a venit pe lume cel de-al treilea copil al unei familii din Mușcel. Bucuria părinților a fost umbrită de faptul că bebelușul s-a născut mai devreme de termen, cu câteva săptămâni. Priceperea cadrelor medicale, cât și profesionalismul de care dau dovadă zi de zi, au făcut ca micuța să fie stabilizată și trimisă în condiții optime la un spital din București. Grație cadrelor medicale, fetița este acum sănătoasă și se dezvoltă normal. A trebuit să fie intubat aici la Câmpul Lung. S-a transferat cu elicopterul stabil pe ventilator la Câmpul Lung. Copilul meu prezintă, după cum îl vedeți, este un prematur recuperat, care s-a integrat în timp în sânul familiei cu succes la Spitalul Câmpul Lung Mușcel. Eu sunt venită recent, este primul caz de acest gen aici la Câmpul Lung. A fost transferat stabil pe tot parcursul drumului, s-a recuperat foarte bine la Spitalul Pantelimon. Copilul este sănătos. Deși au trecut prin momente dificile, părinții sunt fericiți că acum își pot ține în brațe copilul. Aflați pentru a treia oară în postura de părinți, emoțiile sunt vizibile cu atât mai mult cu cât fetița nou născută s-a recuperat în totalitate, ajungând la greutatea normală vârstei. Când am fost să fac cizoriană, am văzut că nu mai mișca. Și dacă nu mai mișca, trebuie să mă țin în operație, să-mi salveze că... Se grăbească cumva lucrurile. Da. Cum vă simțiți ca tătic? Foarte bine, după ce a trecut și soția și fetița, foarte bine, datorită domnului doctor Gălățeanu, care a făcut drumul cel bun. La București șefa secției de reumatologie, doamna doctor Sărtescu, tot așa, a spus că dacă nu era pregătită de la Câmpul Lung de domnișoara doctoră, nu era, avea 6 supraviețuire, deci a fost pregătită foarte bine de aici de domnișoara doctoră. Această bucurie nu ar fi fost posibilă fără grija deosebită a cadrelor medicale care pun suflet la maternitatea din Câmpul Lung.